fetelor pentru ure. Mulțumesc și vouă tuturor celor care mi-ați urat un la mulți ani călduros în comentarii. Dar astăzi nu e vorba despre mine, e vorba despre mami. Cu care să încerc? Hai cu asta, fetiță. Băiețel, fetiță, băiețel, fetiță, băiețel. Uf, ce ești tu? Dar aș vrea să știu și nu mai am răbdare până la petrecerea de gender reveal. Îmi spui ce ești? Fetiță sau băiețel? Mulți îmi spun că sunt mai frumoasă. Avea băiețel? Mulți îmi spun că am sarcina înaltă. O fi fetiță? Burta mea o fi țuguiată sau plată? Acum pare plată, de obicei e mai rotundă. Și gemeni? Nu am sigur. Așa că hai să continui. Fetiță, băiețel. Mami, hai mami, pe tine te așteptăm. Vrem să vedem ce ne spun predicțiile. Băiețel sau fetiță? Păi asta încerc și eu să aflu. Fetiță, băiețel. Lasă mami florile, ce treabă au ele? Noi știm niște predicții interesante prin care poți să afli dacă ai fetiță sau băiețel. Hai mami, hai, ai încredere în noi. Fanii noștri abia așteaptă să afle ce ai tu acolo, inclusiv noi. Da, știu și eu o predicție interesantă. Se cheamă ecograf, dar am hotărât împreună să nu aflăm până la gender reveal. Așa e mami, dar predicțiile noastre sunt populare și nu oferă o certitudine de 100%. Dar totuși, merită încercat. Abia aștept să vedem ce o să iasă. Băiețel sau fetiță? Apropo, voi ce credeți că este? Fetiță sau băiețel? Iar voi cei din familie, din ce echipă faceți parte? Eu sunt team girl, pentru că mi-aș dori o fetiță. Important e să fie sănătos, nici băiat nu mă supăr dacă este. Dar instinctul meu îmi spune că e fetiță. Instinctul meu îmi spune că e băiețel. Fetiță! Băiețel, ai deja o grămadă de fete. Da, mami, merit și eu un băiat. Aha, să înțeleg că voi sunteți team boy. Da, da, team boy, noi suntem echipa. Eu sper să nu rămâi doar cu negru și cu albuț. Vedem, vedem. Scrieți-ne în comentarii, voi vă doriți ca eu să am băiețel? Și dacă da, de ce? Iar dacă optați pentru fetiță, scrieți-ne care ar fi motivul. Gata, mami, fără flori, hai la predicții. Abia aștept. Băiat fetiță, băiat fetiță, ce-ați pregătit aici? Oh, wow! Câte lucruri! Ce aveți și stickere? Sticker pentru băiețel, sticker pentru fetiță. Iar predicțiile le avem aici, sunt 10 la număr, așa că nu ne rămâne decât să dăm curs provocării. Prima predicție, să o citească Marea. Ce? Eu? Forma burții. Spune că burta poate fi rotundă sau lată. Dacă e rotundă, vei avea un băiețel. Iar dacă e lată, vei avea o... fetiță! Deci să analizăm cum e burta mamei. Mara! Mara, uite-te! E rotund? Măi, ce rotund ea! Nu se vede burta din spate. Atunci înseamnă că e rotundă burta mamei. Deci, prima predicție este pentru... băiețel! Mami are un băiețel! Dar, un lucru foarte important pe care am uitat să-l spunem. La sfârșitul acestei provocări,
Aceste două dispozitive ne vor ajuta să aflăm sexul copilului, băiețel sau fetiță. Să fim atenți până la final, să vedem care din ele se va lansa. Deci după prima probă am băiat. Mai avem mult până la final. Vedem ce se întâmplă. Vreau să fie fetiță, pentru că sunt îmbrăcată în fetiță. Noi vrem băiat. Echipa pentru băiat. Noi vrem fetiță. 3 contra 2. Să trecem la următoarea. Lăsăm păpusa. Pofte. Mami, ce pofte de ceva? Acum nu-mi dau seama că am mâncat destul de bine. Ar trebui să mă gândesc. Am eu o idee. Te vom pune la încercare, mami. Marea, adu ce trebuie, repede, repede, repede. Acum. Da, da, am găsit. Avem chipsuri și ceva dulce. Jeleuri de la Sugus, foarte bune. Cu băiejenei, cu Coca-Cola și cu vermișori. Mai sunt o grămadă de arome. Încercați-le, sunt așa de bune. Hai să vedem ce zici și mami. Da, va trebui să-i punem o măscuță. Da. O măscuță pentru mami. Îmi pare rău că nu le mănânc eu. Mami, ți-am adus o măscuță. Aha, deci trebuie să o port pentru proba următoare. Acari. Bun, măscuță de Crăciun. Și așa se apropie sărbătorile de iarnă. Abia aștept să vină Moș Nicolae. Hai, mami, te-am adus să miroși ceva dulce și ceva sărat. Hai, Mara, deschide ambalajele. Vreau și eu. Hai, Teo. Vreau și eu. Și Bri. Mami, nu o să-ți punem ordinea în care îți vom da să miroși. Așa că să vedem ce se întâmplă. De ce-ți va fi mai tare poftă, îți vom da. Și așa o să aflăm dacă mami are fetiță sau băiat. Așa că în 3, 2, 1... Lăsați-ne repede în comentarii ce credeți că o să aleagă mami. Sărat sau dulce? Numărul 1. Miroase delicios. Acum numărul 2. Miroase un pic cam împuțit. Păi pot să scot? Nu. Întâi hotărăște-te. La numărul 1 ce a fost? Dulce sau sărat? Cred că la numărul 1 a fost dulce și la numărul 2 sărat. Dar acum nu mă pot hotărâ de ce mi-e poftă mai tare. De obicei, pe sarcina asta am avut mai mult poftă de sărat. Dar a fost atât de apetisant numărul 1. Și asta e numărul 2. Chipsuri cu brânză, de asta am simțit miros de împuțit. Cu portocale. Jeleuri de la Sugus, foarte bune. Cu sucuri frute. Acolo. Cred că ar trebui să facem un challenge. Ce gust au? Dar să ne spui și ce gust au fiecare din ele. Am nimerit de portocală. Îți am sudat de la mie sau măr verde. Măr verde, eu zic. Vreau să iau un păianjenel. Ai un verme pe tine. Noroc. Predicția numărul 2 a fost pentru dulce. Deci asta înseamnă că mami are murtică. O fetiță. Fetiță numărul 2. Hai că e interesant. Îmi place acest challenge. Să trecem la predicția cu numărul 3. N-are Teo, o citești tu? Da. Hai să vedem. Grețuri. Mami, ai avut grețuri în sarcină? O grămadă. Și asta ce înseamnă? Încă nu vă aduceți aminte? Ce ai pățit, mami? Mara, ce au căpșunile? Fructe de pădure. Predicția că mami încă are grețuri ne spune că e fetiță sau băiat. Fetiță, tati, fetiță.
Da, grețurile apar în sarcinile cu fetițe. Tam-tam. La ele, la toate am avut grețuri. Deci, hai cu mine. Încă o fetiță pe panou. La predicția cu numărul 3. Help, help, m-au năpădit meleurile. Fetele, vor să hrănească și bebelușul din burtică. Bebele e delicios. Predicția cu numărul 4. Coșuri. Ce înseamnă asta? Mami are coșuri? Pentru asta trebuie să îmi admirați fața și să vă uitați cât de curată și de netedă este. Deci trebuie să fim atenți cu toții, să vedem dacă mami are coșuri pe față. Și să vă spun ceva. Se spune că fetițele urâțesc mămica pentru că ele trebuie să fie mai frumoase. Pe când băieții o înfrumusețează. Așa că dacă mami are coșuri, în burtă se află o fetiță. Dar dacă mami nu are coșuri, în burtă se află un băiețel. Da. Deci mami are un băiețel. N-ai coșuri? Nici eu nu văd. Nu am coșuri. Chiar înainte să rămân însărcinată, mi-au apărut pe față o grămadă de chestii. Și cum am rămas însărcinată, au dispărut. Perfect! Înseamnă că predicția cu numărul 4 e clară! Băiat! Avem un... băiețel! Și fetiță! Fetiță acolo! La coșuri! Băiețel! Scorul este... 2-2! E strâns scorul! Mai avem încă 6 predicții. Următoarea fiind... 5. Nu înțeleg, calendar chinezesc? Ce e aia? Nici eu nu știu. Am șters. Nu-i nimic, măruța. Repară Teo. Dar mami trebuie să ne explice ce înseamnă calendarul chinezesc în predicțiile aflării genului bebelușului. Așa că, mami, spune-ne despre ce e vorba. Tati, este un calendar chinezesc. De fapt, mai multe calendare chinezești. Unul e sub formă de tabel, la celălalt îți bagi datele pe un site. Mara, adu-mi telefonul și să vedem ce ne spune calendarul chinezesc. Abia aștept să văd. Se spune că e cel mai precis calendar. Poate mai bine spuse, cea mai precisă predicție, mami. Nu, da, mami. E calendarul care oferă cea mai precisă predicție, că sunt multe calendare, da? Mami, cea mai precisă predicție este... ecograful la doctor. Păi știu, Mara, dar n-am hotărât că nu vrem să aflăm până la gender reveal party. Vrem, da, party. Party, facem party imediat. Trebuie să mai avem un pic de răbdare. Mai avem încă 5 predicții fără aceasta. Hai să vedem, mami. Calendar chinezesc sarcină. Avem calendarul aici, îl mărim. Trebuie să calculăm în funcție de luna concepției și vârsta mamei în momentul în care a rămas însărcinată. Iar mami are? 39 de ani. Punem luna mai. Fetiță. Fetița? Da. E prima dată. Am făcut de atâtea ori calendare chinezești. Și e prima dată când mi se fetiță. Înseamnă că e fetiță. Înseamnă că am intrat pe alt site. Fiecare calendar cu predicția lui. Dar e unul, uite, alt calendar. Tot calendarul chinezesc. Și aici la 39, luna mai, îmi dă băiat. Și acum ce facem? Avem și băiat și fată. Gemeni sigur n-avem. Băgăm altul. Există un calendar în care îți bagi direct datele. Și luăm în seamă pe acela. Da. Acesta este un calendar chinezesc în care se introduce data probabilă a nașterii viitorului bebeluș. Bebelușul se va naște, teoretic, pe 10 februarie. Așa că băgăm 10 februarie 2023. Și acum data mea de naștere, căutăm aici anul, 83, punem 6, am băgat data bebelușului, data mea și acum apăsăm pe... ce o să avem? Băiețel! Teo s-a bucurat! Da, eu un băiat când aveam numai. Teo, dar nu faci parte din echipa noastră. Vrei să vii la noi în echipă? Predicția cu numărul 5 e clară. Vom avea un băiețel. Un băiețel. Hai. Încă un băiețel pe panou. Așa că trecem la următoarea predicție de pe tabel. Teo, citește. Testul
Verighetei? Testul Verighetei, îl știți? Nu. Noi îl știm. Eu nu. Mami, cum e? Păi, ne trebuie verigheta. Eu nu mai am. Nici eu. Nici eu. Dar venim cu ele acum. Nici eu. Nici eu. Aduc eu. Merg și eu cu voi. Verghetele nu le mai purtăm pentru că au rămas mici. Eu cu mami sunt căsătorit de 13 ani, în 2009, și eram mici noi. Gata, le-am găsit. Dar pentru acest test avem nevoie și de un fir din părul mamei. Iar ce? Ce? Dar nu am să cere, nici gând. Hai. Hai, mami. Stai, stop. Un fir găsim pe spatele mamei. Hai, smuls. Asta că-ți dau eu. Hai, dă-ne tu, mami. Da, frate. Eu vreau că... Uite. Briana, știu-te-a. Uite cât ți-am dat aici, alege-l pe cel mai lung. Ia să vedem, ăsta e. Poftim, Mara. Așa. Evolv. Nici n-avea cum să aibă altă culoare. Hai cu vergheta, Mara. Eu trebuie să stau întinsă pe pat, cu bitica la vedere. Pune verghetele pe bulic. Nu. O singură verghetă, pe care o vrei, mami? Pe a mea. Aia mai mică. Uite. Ele sunt la fel. Ia să vedeți bebele, să vedeți de afară, ia. Ia să vedem. Hai, mami, poftim vergheta. Am ruginit. Așa. Bagă firul de păr. Și acum trebuie să vă detaliez predicția. Vom ridica vergheta deasupra burticii mamei. Lasă că ține. Iar dacă vergheta se va roti, înseamnă că e fetiță. Dacă se va pendula în față și în spate, e băiat. Deci... Fetiță! Se rotește în timp ce se pendulează? Nu. Doar se rotește. Serios? Da. Nu cred. Așa că dacă se rotește, e fetiță. Deci nu pendulează, mami. E clară. Uite cum se rotește. Nu cred. Ce verighetă e asta? Predicția asta ne-a spus. Asta trecem pe panou. Nu mișc eu. Hai, gata, fetelor. Că se învârte, e clar. Cum? Hai, Bri, să punem fetița. Încercăm să punem și noi vergheta. Iar scorul este iarăși egal. 3-3. Următoarea. Sper să stau tot în pat, că deja îmi place. Vreau să văd dacă merge această predicție cu firul meu de păr. Da, unde-i vergheta? Să fac și eu. Ce faceți, fetelor? Să vreau pe burta mea. Nu fac. Facem doar pe burta lui mami. Hai, dar mami are bebeluș. Dar la mami pe bebe. Nu merge cu firul tău de păr. Merge, se învârte un pic. Lăsăm, ne-am lămurit aici. Pe verighete scrie și data când v-ați căsătorit. La așa te scrie starea. Pe asta scrie Costel. Iar pe vergheta mea scrie Cristiana. Așa se face. Da. Se vede? Și aici. 7. Starea. Asta ce poate să însemne? Aici scrie obosită, relaxată. Cum e starea mamei pe parcursul sarcinii? Dacă starea lui mami e schimbătoare, înseamnă că este... fetiță. Dar ea dacă este calmă și relaxată, e băiețel. Noi acum trebuie să ne aducem aminte cum a fost mami pe parcursul sarcinii. Relaxată sau agitată? De obicei agitată. Foarte agitată. Deci asta înseamnă că e... Fetiță! Priviți cât de relaxată e acum. Mami? Da, tati? Cum te simți? Foarte relaxată. Aha! Dar noi trebuie să luăm în calcul pe toată perioada sarcinii. Nu doar acum. Ce? Ce vrei să spui? Cum adică? Nu e în calcul faptul că sunt relaxată? Ce e asta? Voi râdeți de mine? Deci clar, mami, e fetiță. Sunt relaxată. Tu nu vezi că sunt relaxată?
Nu. Da, da, da. Numai că nu mă lăsați voi să mă relaxez. Nu e purtare. Nu știu când tu... Încordează-mi mușchiul aici când mă ridic. Relaxează-te, mami, relaxează-te. Atunci ce să trecem pe tabel? Băiețel sau fetiță? Am uitat deja. Fetele au pus deja fetiță. Care e următoarea probă? Of, nu mi-ați luat în cal ceea ce am spus eu, că sunt relaxată, așa că am plecat. Mă duc să mă relaxez în altă parte, fără voi. Fără noi? Mami, mai avem 3 predicții. Linia neagră. Ne faceți voi. Linia neagră. Ce înseamnă asta? Și să mă lăsați în pace pentru că eu vreau să mă relaxez. Ce e asta? Ei, mami, stai. Tu ce faci? Acum mă relaxez eu. Și... ce bine e așa. Și eu. Teo, ce e asta? Linia neagră se referă la burtica lui mami. Deci trebuie să mergem să-i vedem linia neagră de pe burtică. Dacă este sub burtă, este fetiță. Dacă este deasupra, este băiat. Hai să vedem. De predicția asta n-am auzit niciodată. Voi ați auzit? Mă arătă melodia? Ia uite, fete. Hello! Căutăm linia neagră. N-ați auzit? Unde? Sub. Uite. Mie mi se pare că e mai mult dedesubt. Și eu văd dedesubt. Și deasupra? Da, da, este albă. Numai că se vede în anumite momente ale zilei. Până la sfârșitul sarcinii, credeți-mă că se negrește total. Wow. Așa am pățit la fiecare dintre voi. Deci asta înseamnă că e fetiță? Mă rog, superstițiile spun altceva. E fetiță dacă e numai până la buric. Dacă e peste, e băiat. Dacă ne luăm după superstiții, e băiat. Dacă ne luăm după... ceea ce s-a întâmplat până acum e fetiță. Fetiță. Ce luăm în calcul? Ceea ce vedem acum sau ceea ce urmează să fie? Ceea ce vedem acum. Și eu zic la fel, deci ar fi băiețel. Băiețel să fie. Să mergem jos. Știți că mai sunt și altele referitoare la culoarea pielii. Mă mir că nu sunt la voi pe listă. Ai răbdare, mami. Nu știi ce te așteaptă. Revenim imediat. Să mai punem un băiețel pe tabel. Și, 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 și ne-au mai rămas doar 2 predicții și în scurt timp vedem ce rezultat ne iese. Băiețel sau fetiță, voi ce ziceți? Lăsați-ne comentarii și dați un mare like. Următoarea predicție. Îngrășatul tatălui. La mine se referă? Da, sus burta. Nu, așa sunt eu. Tu ești mereu gras. Ma! Trebuie să o întrebăm pe mami. Mami, ce zici? Predicția cu numărul 9 ne spune de îngrășatul tatălui. La ce se referă? Dar nu ultima vreme nu. Dacă te-ai îngrășat. Tati s-a îngrășat de când e mama însărcinată. Așa. Atunci mami va avea fetiță. Dacă tata a rămas la fel ca înainte. Dar dacă a mai slăbit? Sau dacă a slăbit, vom avea băiețel. Eu zic că a mai slăbit. Eu nu zic că te-ai îngrășat, dar ai rămas la fel. Asta înseamnă că... băiețel! Băiețel! Nu vreau fetiță! Încă un băiețel! 5 băieți! 5 băieți și 4 fetițe! Scorul este foarte strâns. Avem ultima predicție, iar scorul este cel pe care îl vedeți. Eu o citesc. Ultima predicție, zice așa. Culoare... Dacă este deschis e băiat, dacă e închis e fetiță. Păi și ce vreți acum? Nu știu, mami, trebuie să faci predicția. Mami, du-te tu singura la baie și să nu tragi apa după ce faci pipi. Să puteam hotărâ dacă e culoarea deschisă sau închisă. Așa că, la baie, mami. Dar dacă vreți apă pe ea? Beau niște apă. Oricum, toate femeile însărcinate știu și poate să confirme asta. Femeia gravidă merge la baie foarte des. Noi știm asta. Pentru că bebe apasă pe vezică. Bebe e mare. Femeia gravidă are aciditate pentru că bebe apasă pe stomac. Nu cum spun superstițiile că îi crește părul. Dar asta chiar, cum de nu aveți pe listă? Păi stai, mami! Asta a fost prima etapă. Vom veni în episodul numărul 2
cu alte 10 predicții. Așa că, du-te repede, arată-ne ce zice a 10-a predicție, ca noi să vedem ce avem, băiețel sau fetiță. De data asta, hai. Dacă e nevoie, te servim și cu apă, mami. Mă descurc, dar parcă era vorba să merg singură la baie. Ei, asta este încă una dintre marile dileme ale mămicilor. Se poate duce o mămică singură la baie? De multe ori copiii vin după tine. Greu, dificil. Să fug repede și să închid ușa. Gata, mami se pregătește să iasă. Am ieșit, pot să vă spun și eu. Puteam să vă spun și fără să mă duc acum la baie. Dar dacă vreți, puteți verifica. Pare fuștu. Dacă e de culoare închisă, e fetiță. Dacă e de culoare deschisă, e băiețel. Ia, s-a dus Bri și cu Teo. Culoare închisă. Culoare închisă. Așa e, fetele au dreptate. E culoare închisă. Deci, e fetiță. De egalitate. Nu vine să cred. Mami, eu cred că mai trebuie să facem măcar o predicție. În plus, să vedem ce e, rămânem nedumeriți, eu vreau să aflu ce avem. Eu zic să aștepți până în episodul numărul 2. Poate atunci se reglează lucrurile și vom avea mai multe cădițe albastre sau mai multe cădițe roz. Bun, și rămânem așa, fără să aflăm? Puteți scrie voi în comentarii dacă vi s-a părut că am răspuns corect. Poate după forma burții unii zic că e fetiță și atunci balanța înclină către fetițe. Poate după pofte am băiețel, pentru că de obicei mi-e poftă de sărat, numai că acum au avut un miros atât de apetisant acele jeleuri, e foarte bun sub gust, încât m-au făcut să aleg dulcele. Adică fetiță. Da, dar dacă puneam sărat, ne înclina balanța spre băiețel. Sau, tati, tu știi că unii zic că atunci când inelul se învârte, e băiat și nu fetiță? Exact, invers decât știm noi. Așa că sunt încurcate căile predicției. Voi scrieți-ne în comentarii, după calculul vostru, ce credeți că este fetiță sau băiețel? Am eu, uite, ce să scriu aici? Egală. Păi nu, pui așa. Pam, pam. I-am pus pe amândoi, fetiță și băiețel, și totuși nu sunt gemeni. Poate în episodul cu numărul 2 aflăm cu diferență detașată ce avem în burtică la mami. Dacă nu, așteptăm și episodul numărul 3. Sunt o grămadă de superstiții pe internet. Bună dimineața, mami! Trezirea! Mami, mami, ce faci? Dormi? De ce să mă trezesc? Ce s-a întâmplat? Mami, mami, trezește-te! Astăzi este o zi foarte, foarte mare și importantă pentru mine. E ziua ta? Parcă a trecut deja, sau am visat? Nu, mami, nu! Doar știi că trebuie să aflăm ce bebeluș ai tu aici, băiețel sau fetiță? Azi e petrecerea de gender reveal? Nu, nu, nu! Astăzi nu facem petrecerea. Atunci mergem la ecograf, mă duc repede să mă spăl și să mă schimb. Nu, mami, nu. Nu, nu mergem la ecograf. Nici la ecograf. Astăzi trebuie să... aflăm. Facem a doua rundă de predicții. Ai uitat, fanii noștri, toți își doresc până și ei la rândul lor să afle ce avem noi aici. Am și uitat, haide că sunt și eu curioasă. Să mergem, să vedem ce ne prezic superstițiile. Numai de bine ne prezic superstițiile. E o binecuvântare să ai un bebeluș, indiferent ce ar fi el, băiat sau fetiță. Așa că, haide să facem jocul. Haide. Și să bucurăm copii. Fetele iarăși se vor distra la maximum. Pe seama mea. Fetelor, am adus-o pe mami. Abia aștept. Și eu abia aștept să-i aplicăm testele. Uitați-vă la mine. Mami, pentru început trebuie să ne uităm la părul tău. Adică prima predicție este... Nu, nu părul meu.
iar vreți să-ți mugeți fire de păr din cap în niciun caz? Nu. Mai, vreau să te facem cheală! Doamne ferește, nu cred așa ceva. Eu cred că Teo vrea să spună de predicția în care trebuie să vedem cât de mult îți crește părul. Asta-i Teo? Nu mai facem cu inelul. Nu mai facem cu inelul, ați făcut odată. Și vă mulțumim foarte mult pentru toate sutele, cred că 1000 de comentarii avem. La prima... Și dați like-uri la celălalt, ne-ați dat așa de multe. Deci, dați like, dacă vreți și partea a treia, like. Stai. Eu zic că în partea a doua o să aflăm ce e. Voi ce ziceți? Data trecută a fost egal, dar de data asta... Eu zic că trebuie să insistăm. Voi nu vreți să aflăm? Nu. Voi nu vreți să aflăm? Mare fetiță. Mare ești fetiță. Da. Mami? Bun. Ia să vedem. Voi ce ziceți? Rădăcinile sunt crescute? Eu zic că da. Sunt și într-adevăr pe sarcină. Părul mi-a crescut mai mult și colegele la școală spun: păi, dar tu te-ai pus de curând, cum de ți-au crescut rădăcinile? Da. Deci, prima predicție este... Dacă îți crește părul pe sarcină, acum ți ai băiețel! Trecem predicția! Vrea mea le-am zgrit pe toate! Wow. Nu mai băiețel! Vrea mea avea buline! Vrea mea avea băiețel! Notăm predicția, de aia vom scrie cu albastru. Păr! Băiat! Atunci vreau următoarea predicție! Mami, arată-ne încălțările! Ce mai e și asta? Vreți să vedeți? Adida și mei? E o altă predicție, cred. Uitați! Aceștia! Dai să-ți mai arăt! Hai! Ăștia, unii din ei mi-a înlămul Imara. Mai sunt? Mai sunt. Doar Adidas? Păi atâta. Bun. Aceștia... Și care e, de fapt, predicția? Și aceștia... Toți îmi vin de ani de zile. Adică, mami, nu ți-ai mirat perechi noi mai mari? Doar acolo unde n-am găsit mărimea mea. Aceștia sunt mai mari un pic, dar nu pentru că nu mi-a venit mărimea 38. Mie toți îmi vin și ăștia. Dar din ea toți îmi vin. Pam, pam. Eu-mi propus să fie care să vedeți. Mara, spune-ne care e predicția, că nu mai dar interesă nimic. E funcție de numărul de Adidas noi sau ce anume? Sau cât de mare este piciorul? Piciorul meu este la fel ca întotdeauna. Dacă nu ți-ai crescut mărimea la picior în timpul sarcinii, atunci ai o fetiță! Aha! Deci, mami, spune-ne ce? Asta e fetița! Asta e fetița! Cum a fost, mami? Ți-a crescut măsura? Nu, tati, îmi vin toate perechile de Adidas din totdeauna. Deci asta înseamnă că predicția este pentru fetiță. Notăm fetiță cu roșu. Picior. Nu, ni se pare foarte interesantă provocarea asta în care ghicim genul copilului prin predicțiile astea și bobești și semne, superstiții, laice, calendare. Tot așa. E bine. Mami, e rândul tău. Spune-ne tu o predicție. Tati, știu și eu una, numai că nu mai sunt sigură ce anume determina asta, dar aflăm noi. Se spune că dacă ai arsuri în sarcină, atunci și copilul e de un anumit gen. Hai să-ți arăt ceva. Ai, mami. Stai să-ți arăt. Oare ce vreau să ne arate? Ce căutăm, mami? Hagiwagi! Pe Hagiwagi? El îți aduce arsuri? Nu! Bebe mi-aduce arsuri! Am găsit-o! Haideți să vă arăt ce-am cumpărat eu aici! Oh my god! Eu presim ce sunt! O sacoșă întreagă de medicamente antiacide. Carbocal. Gaviscon așa, sirop. Wow. Reni. Ce mai ești ăsta? Reni. Nu știu. Reni. Gaviscon. Și Gaviscon. Toate acestea sunt medicamente antiacide.
pentru că am aciditate foarte mare, am reflux, am arsuri, de iau din oră în oră câte unul. Deci asta înseamnă că e fetiță. Aha! Asta e, fetițele dau arsuri, credeți-mă pe cuvânt, de 3 ori am avut, sigur, fetiță, acum nu știu ce e, dar de 3 ori am avut arsuri foarte mari. Și acum am. Poate să fie la orice sarcină, sunt sigur. Mami, poate să fie la orice sarcină cu arsuri. Dar acum depinde de perioada lor sau ceva de genul. Da, se spune că ar trebui să fie doar în ultimele luni, dar eu am arsuri de mult, de la începutul sarcinii. Și greață mai mult decât ar fi trebuit să fie doar în primele 3 luni. Și ce înseamnă spesitică? E? Fetiță! Iarăși fetiță! Oh, ne apropiem! Se pare că fetița conduce! Încă o fetiță! O gașcă de 4! Credem! Ah, mai sunt multe, așa e, cine știe, poate să fie 3 fete și un băiat, ei, 7. 7 fete și un băiat? 7 mai sunt. Mai avem 7 predicții. Sunt convins că astăzi, în challenge-ul de astăzi, cu siguranță se va hotărâ. Mara a vrut ea să fure startul, a scris cu negru, noi am hotărât să scriem e băiat cu albastru, dacă e fetiță cu roșu. Băia o să ștercă. De asta a pus cu negru. Vom face calendarul Maya și îmi trebuie telefonul meu. E acolo. E un calendar maiaș, datează de foarte mult timp. Și e sigur? Credi. Și toate celelalte de altfel. Sunt unii care cred vehement în el. Și exact cum la calendarul chinezesc, 58% s-au adeverit. Deci nu e chiar 100%. Îți dai seama că la 42 a fost exact invers. Începem? Începem! Hai să ne așezăm. Calendarul Maya al culturii maiașe ne prezintă aici o grămadă. În câte zile avea un an maiaș? 18 luni din 260 de zile. Oho. Altfel decât în calendarul noastră. Da. Și găsim predicția cu calendarul Maya se bazează foarte mult pe numere. Și vom face acum o diferență între numere pare, numere impare. Voi știți ce sunt numerele pare? Da. Hai. Veselie. Vin sărbătorile. Ia uite ce avem acolo. Tam. Spune-ne, Teo, ce sunt numerele pare? Pare. Sunt numerele cu soț care termină în 0, 2, 4, 6, 8, la 8. Se termină până la 8, ok. Ce fac fetele? Briana a avut asta, că am auzit-o eu când a zis vreau să mă duci. Mara, ce sunt numerele impare? Numerele fără soț, 1, 3, 5, 7, 9. Numerele care se termină, da? Ei, acum vom analiza așa. Vârsta mamei, la momentul la care a rămas însărcinată și anul în care a rămas însărcinată. Dacă ambele numere sunt pare sau ambele numere sunt impare, atunci bebelușul e fetiță. Iar dacă unul e par și celălalt impar, bebelușul este băiat. Așa că ce vârstă are mami acum când e însărcinată? Spuneți repede! Mami are 39 de ani. De fapt, la momentul în care a rămas însărcinată, avea 39 de ani. Am și acum 39, deci, fetelor, ce fel de număr e acesta, 39? Impar! Iar anul în care am rămas însărcinată este fix acest an, care este? Par! Anul 2022, da? Deci? Un număr par. Deci, avem impar și par, ceea ce înseamnă că e... Băiețel! Băiețel! Băiatul lui tati! Da! Mergem să lipim acolo! Da! Mergeți! Calendar! Așa, Bri! Bravo, Bri! Scorul este... Iarăși egalitate! Dar rămâneți până la final, pentru că sigur vom afla ce... Mami, ce e acolo? Băiețel, fetiță, băiețel. Următoarea predicție o să ne-o spună Teo. Hai! Cum dorme mami? Pe partea stângă sau pe partea dreaptă? Voi, păi cum credeți că doarme? Eu cred că trebuie să vă arăt. Bine, mami, arată-ne.
Dacă eu sunt pe canapeaua asta, poate aș fi tentată să mă culc așa și voi să credeți că dorm pe stânga. Dar eu mă duc la un pat și mi-aleg locul. Întotdeauna mi-aleg locul de dormit. Hai să vedem. Hai să vedem. Hai, mami. Să vedem cum dorm eu. Mă urc în pat și dorm și uite așa dorm. Pe partea dreaptă. Deci, ce e? Fetiță! E fetiță! Eu numai pe dreapta dorm. Asta înseamnă că o să fac numai fetițe? Dacă fac 10 copii, toți vor fi fetițe? Că dorm eu pe dreapta? Înseamnă că trebuie să schimb poziția de dormit. Hai că vedem. Dar tu vrei băiat? Vreau orice sănătos să fie. Scriem. Fetiță! Uite, am pus o fetiță. Bravo! Predicția 5. Predicția cu numărul 6 o să ne-o spună... Eu! Nu. Eu? Tu? Test reflexologic. Adică, ce vrei să spui? Dacă talpa stângă e mai grasă, atunci e fată. Dacă dreapta este mai grasă, atunci e băiat. Adică trebuie să mă descalz, nu? Da. Hai. Eu nu simt să mă strângă vreun pantof. Ia să vedem. Și cum măsurăm? Se pun așa picioarele. Așa. A, dar tu deja știi. Știu cum se face, dar nu știu care și cum. Care vi se pare vouă mai umflat, mai mare, mai gros? Ăsta e mai umflat. Ăsta. Da, ăsta. Mie ăsta mi se pare, dar... Ba nu. Acesta. De stângul! Stângul de ce? Fata. Dacă e stângul, cum a spus Mara mai devreme, este... Fetiță! Serios? 3 fetițe și 2 băieți! Fetiță! Încă o dată fetiță! Suntem... la a șasea predicție și avem deja 4 fetițe. Ce scriu? Reflex. Să trecem la predicția cu numărul 7. Mami, du-te și cântă-ne ceva la pian. Hai, te rugăm. Pianul? Păi, prea știu. Hai, că vedem. Era mică. Lasă-mă un pic să exersez, da? Hai. Uite, cânti cu brii. Ok. Mara. Eu. Vino să ne mai gândim la o predicție. Fetele, veniți cu oameni. Predicția asta este, cred că, cea mai cunoscută predicție. Adică dacă cineva îți spune să-ți facă o predicție, clar asta este prima predicție care ți-o spune. Predicția cu sarea. Sare, trebuie sare. Avem nevoie de sare, dar mami nu trebuie să știe. Ce adică, ce noi o să-i turnăm sare în păr. Iar dacă ea va... atinge cu mâna nasul, înseamnă că este... Este... Fetiță. Voi știți? Predicția. Dacă se atinge la nas, e băiat. Iar dacă se atinge la gură, e... Fetiță. Așa că mergem în secret. Doar una din voi. Mă duc eu. Ia sare în degete. Una singură. Eu. Și noi o filmăm. Gata. Eu mă duc. Păi să cam în două. Am luat eu pentru că eu am degetele mai mari și am putut să mai mult. Hai, perfect. Eu intru la tot. Ui. Hai. Am găsit, mami, următoarea predicție, dar pentru asta tu trebuie să ne cânti la pian. Am găsit aici o partitură. Hai. Eu știu o piesă, dar nu e un colind. Pot să vă cânt pe aceea? Ce se întâmplă? Mara, dar de ce ai pus așa mult? Sare în cap! Deci? Băiețel, dar ce-am făcut? M-am scărpinat în cap. În nas! Ai pus mâna la nas. Așa că... eu nu mi-aduc aminte. E băiat! Testul cu sarea. Băiețel! Doamne ferește, câtă sare ați putut să-mi curești în cap? Mama! Mara, eu nu am fost așa... Nu a fost amuzant, mi-a spus prea multă și mă mănâncă acum capul și nu pot să mă spun pe capas că e sărbătoare. Da, e băiețel după predicția voastră. Dar următoarea predicție, spune-ne tu, Mara. Păi eu știu ce aveți voi de greu să faceți, știu multe, dar să mă gândesc. Știu multe, dar nu pot să mă gândesc la niciuna special. Hai că am eu una. Dacă fetele sunt gălăgioase, înseamnă că vine tot o fetiță. Dacă tati e liniștit, e băiat.
Păi, uite-te un pic. Păi, eu sunt liniștit, fetele sunt gălăgioase. Și băiat și fată. Au fost gemeni, dar doar unul spre. Așa că... Da. Să fie sănătos. Sănătoasă. Următoarea predicție. La următoarea predicție, mami vei avea de ales. Ia privi ce fac fetele. Între două șervețele. Ok. Marateo, brii. Haideți să mă ajutați. Hai. Avem două prosoape identice. Mami le spune șervețele, eu le spun prosoape. Voi cum le spuneți? Marate, cum le zici? Prosoape. În care vom ascunde o lingură și un cuțit. Gata, le avem pe amândouă. Mergem să vedem ce alege mami. Dacă alege lingura, veți afla ce e. Dacă alege cuțitul, veți afla ce e. Mara, tu știi? Nu? Hai că aflăm și noi. Nici eu nu știu. Mami! Următoarea predicție este la șervețel. Cum ai spus tu, dacă ele sunt prosoate. Trebuie să alegi unul din cele două. Mara, vin aproape. Tu trebuie să vedem. Am voie ce să alegi. Le pipăi? Nu. Ăsta sau ăsta? Ambele sunt identice. Nu ai voie să te uiți? Acesta. Hai să vedem ce e. Dacă e cuțit... E băiețel. Da. Pare lingură. Deci... E băiețel. Super. Așa că... Vrei să fie fetiță. Am nevoie de un acșiață. Predicția cu numărul 8. O avem aici și e... Băiețe! Eu pot să pun tacă mult. Bine, tacă. Scorul este din nou egalitate. Mai avem fix două predicții care vor fi clar decisive. Teo, ia spune tu predicția ta. Mara, ce fac? Trebuie să fie căsul, dar el îți îmbăra acum. Să vedem de ce parte îl ridic. Predicția e următoarea. Dacă luăm un ac și îl lăsăm astfel încât mami să-l ridice, totul depinde de unde le ridică. De la vârf sau de la coadă? Și așa aflăm iarăși o altă predicție. Ia, hai să vedem. Scoatem un ac de aici. Cel mai mare. Ia pe cel mai mare. Fărață, da? Hai, așa. Tam-tam. Fărață. Închidem aici. Hai, Mara, hai. Lăsăm pe canapea acul, fără să-i spunem nimic. Dar vrem să fie atenți. Și ne facem că nu se întâmplă nimic, știi? Hai, Teo, că a fost ideea ta. Mami, ți-am adus acul. Mara, ce să fac doar cu un ac? Îmi trebuie și ață. Lasă ață. Ia-l așa. Aha. Uite, are. E un fir de păr. Ăsta vreți să cos? E clar. Mami le-a luat din vârf. Mami, predicție! Deci, o să avem un... Băiețel! Ce v-a apucat pe toate astăzi de nu vreți băiețel? Data trecută voi ați băiețel, acum... Predicția cu numărul 9 e pentru băiat. Predicție... Ac. Scrii ac! E rândul meu! Mami, și asta cu căldura e o predicție. Dacă ți este prea cald, iarăși se zice ceva. Mara, tu știi? Da, dar doar dacă strângem peste 10.000 de like-uri, vă vom arăta în episodul următor. Bine, mă duc să beau apă până atunci. Nu, mami, nu. Mergem noi să-ți aducem apă. Nu-i adevărat, Mara? Mă tratați așa frumos pentru că sunt gravidă. Hai, ne aștepți aici. Mai repede. Eu vreau să rămân cu ea. Mă duc doar eu. Teo, mergi cu mine? Da. Noi trebuie să alegem o cană cu toartă, cu apă. Care să aibă apă. Scorul este foarte strâns. 5-4 pentru băiețel. Așa că predicția asta este decisivă. Mami o să ia într-un anumit fel cana. Dacă ia de toartă, înseamnă că e băiețel. Dacă nu ia de toartă, înseamnă că e fetiță. Așa că cu emoții sete. Zic că vin și mă trec în ce s-a întâmplat? Cum poate
mami să o apuce de toartă dacă eu țin? Păi în cazul ăsta trebuie să găsim o tavă sau o farfurie. Vi, adu-te o farfurie. Hai că Vri vine cu o farfurie. Perfect acum. Mami, venim cu apa. Hai, tata, mi este o sete. Calea mea. Deci, băiat, o altă superstiție. Mi-a spus ceva în apă și dacă nu. De unde ai apucat, Ana? De toartă. Și eu știu superstiția. Și este băiat. Hai să numărăm. Ați terminat cu challenge-urile pe ziua de azi? Am terminat. Scorul este clar. 6 la 4 pentru... Băiețel. Băiețel. Nu mă cred. Trebuie să văd cu ochii mei. Hai să vezi. Ia să văd. De data asta... Wow! Păr băiat, da, mărime picior fetiță, arsuri fetiță, calendar băiat, dormit fetiță, reflex. Fetiță. Reflex, iubirea. Reflex e cu X. Reflesc. Am lăsat-o. Sare băiat, acâmuri băiat, alt băiat, cană băiat. Oh my God, câți băieți. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 4. Predicția de astăzi e clar pentru băieți. Și pentru asta petrecere. Vom aprinde în casă? Afară. Hai. Dăm? Da, dăm. Hai. E negruț afară. Eu o aprind de data asta. În episodul ăsta a ieșit băiețel. Dar mai sunt o grămadă de superstiții de încercat. Data trecută scorul a fost egal. Acum la mică diferență. Pentru că poate dacă mai aveam două întrebări. Hai, mami, fetiță. Hai să vedem. Așa că asta e frumos. Albastru? Gata, asta e. Wow. Nu e clar albastru, trebuie să facem și episodul 3. Mai clar albastru. Unde e albastru? Video se vede. Serios? Da, e albastru. E albastru clar. E un păr da. Mic. Ia, uite, să uite. Wow, flacăra e albastru. Care? Și gata. Aici încheiem provocarea de astăzi. Episodul numărul 2, dar urmează și episodul numărul 3, pentru că mai știu eu câteva. Ia să văd unde am ajuns. Aha, ăsta e. L-am făcut pe 20, acum trec la 21. Da, da, 21. Ce frumos e. Poftim, mami. Mulțumesc, Bri. Vrei să te joci cu mine? Nu, avem noi planurile noastre. Ok. Să pornesc. Verde aici. Aici mov. Aici roz. Albastrul acesta. Grena. Portocaliu. Verde. Și bleu-marin. Teo! Am o idee. Ce idee? Aha, ok. Așa vom face. Stai aici. Știi ce ai de făcut? Mama, închis. Mama, nu mă auzi. Mama, hei. Mama, m-am închis. Dă-mi drumul. Teo. Am închis-o în cameră. Mara, n-am cheia să deschid copilul. Ce-i cu cheia? Mara, de ce o ales pe mami? Vino cu a tati, spun. Ia cheia. Vino, Mara, la mine. Hai să discutăm. Și cu mine, cum rămâne?
Poate deschide tati pe Teo. Mă întorc la jocul meu. L-am făcut pe tot. Trecem la 22. De ce? Deschide ușa mai repede. Deschide ușa mai repede, Teodore. Tati, dar ușa e deschisă. E doar un prac pentru mami ca să vedem care e genul copilului. Dar Teo știe asta? Da. Teo, tu știai de prancul mare? Desigur, tati, e doar o farsă. Bravo vouă! Vrem să vedem dacă mami are fetiță sau băiețel. Ne-a rămas de făcut ultima parte, partea a treia din predicții pentru mami. Băiat sau fetiță? Eu zic că e băiat. Voi ce ziceți? Băiat sau fetiță? Dar tu astăzi ai ținut-a pentru fată. Eu mereu am ținut-a pentru fete, pentru că îmi place rozul. Și chiar îmi doresc o fetiță, deși cred că e băiețel. Păi, tati, hainele roz sunt pentru fetițe, hainele albastre sunt pentru băieți. Da, Teo, dar în ultima perioadă nu mai e chiar așa, de fapt. Da, păi albastru mai întâi a fost inventat pentru fete și rozul pentru băieți. De unde ai scos-o pe asta? Nu știu. La fel ca tocurile, tati. Știai că tocurile au fost inventate mai întâi pentru bărbați? Pe bune? Nu știam lucrul ăsta. Vrei să vedem cum stă cu tocuri? Nu, mersi. Teo! Hai, continuăm odată să vedem ce avem. Bun. Dar acum ce trebuie să mai facem? Eu nu știu predicția asta. Despre ce este vorba în predicția asta? Despre cum o supărăm pe mami? Nu, tati, eu scap cheia pe jos și vedem de ce parte o ridică mami. Aha, am mai făcut noi predicția asta cu acul. Da. Țineți minte? Să mergem atunci. Teo, vii? Nu, că era închisă în cameră. Trebuie să mai facem niște teatru și apoi să scăpăm cheia pe jos. Am înțeles, bine, hai. Ai înțeles, tati? Am înțeles. Hai, poate că m-ai scăpat. Mara, stai! Ia, nu ești prins! Nu se schimbă! Cheia, cheia, ea mea! Mă duc repede să o deschid pe Teo. Ai luat-o? Nu așa se ia o cheie și se bagă în ușă să o deschizi, că de, eu am zis că te o închis în cameră. Tare m-ați mai păcălit. E vreo predicție cu păcăleala? Nu, e o predicție cu cheia. Și cum o ridici de jos? Și tu ai ridicat-o, chiar bine. Bine pentru cine? E bine pentru fetiță. Serios? Chiar eu sunt astăzi îmbrăcată în albastru. Dar lasă, mami, e Mara în roz. Așa că rezultatul primei predicții este clar. Dacă a apucat-o așa, cheia, e băiat. E băiat. Nu. Mami, potrivit. De data aceasta nu vom mai proceda la fel ca în primele două dăți. Vom avea tabelul în care vom ascunde predicția. Voi o să fiți rugați să țineți socoteala, ca la final să ne spuneți ce predicție va fi. Băiețel sau fetiță? Aha! Prima predicție o notăm cu... băiețel. Și acoperim. Voi să țineți socoteala. Așa că rămâneți cu noi până la final și țineți curul. Așteptăm comentariile voastre. La urmă... dăm și vedeți. În următoarea predicție o vom lăsa pe mami să se odihnească. Nani, nani. Mami, vrei să te odihnești? Dacă ziceți voi, deocamdată vreau să-mi termin jocul. Vrei să te ajutăm? Nu, nu, mie îmi place să fac singură jocurile astea de inteligență. Lasă-mă pe mine. Pe care-l faci? Fetelor, lăsați-o pe mami acolo la acel joc, iar noi mergem să-i pregătim surpriza. Hai. Mara, du și cheia. O duc eu. Trebuie să-i facem patul confortabil. Dar pentru asta
Vom ascunde sub fiecare perlă câte ceva. Ce trebuie să ascundem? Vom ascunde o furculiță și o lingură. Dacă vă mai aduceți aminte, am mai avut o superstiție de genul. Doar că erau acoperite de un prosop. Da. De aceeași culoare, aceeași dimensiune, astfel încât să le aleagă. Atunci am plecat eu după lingură și furculiță. Am venit cu ele. Ea de obicei se pune aici. Dar cred că de data asta o să pun aici. Deci eu vreau să iasă fetiță. Deci o să pun aici. Noi trebuie să fim cât mai naturali în predicții. Nu trebuie să fim prevăzători. Pune-le cum crezi tu. Așa. Aici o să pun un pic mai multe perne ca să nu se înțepe în zinți. Le pui cu fața în jos. Prima. Partea dreaptă. Și pun o perne așa mai frumos. Nu. Mara, o dai deoparte. Le lași cât mai egale. Adică dacă ai o pernă așa, în partea stângă trebuie să fie la fel. Și le dăm deoparte pe celălalt. Așa. Așa mi-e bine, tati, nu? Eu zic că e perfect. Așa. Super. Nici nu simte. Ba da, se simte. Pe bune? Și ea se simte. Nu cred. Da. Lasă-le așa cum sunt. Hai să mergem după mare. E perfect așa, tati. Super. Acum hai după mami. Mai aveți, fetelor, mai aveți? Doar un pic. Te așteaptă predicția. Acum vin. Hai la odihnă. Mi-ai promis odihnă, hai. Hai. Tum, 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 tum. Și chiar e pe bune. Wow. Alege. Sau pe dreapta? Da. Am hotărât că deja dorm pe dreapta. Corect. Dar acum trebuie doar să aleg unde mă așez. Bine, mă așez aici. Nu cred. Mara! Mara a avut o intuiție foarte bună. Păi voi de ce vă bucurați? Orice ar fi, sănătos să fie important. Pentru că Mara vrea fetiță, mami. Așa, dacă stau pe stânga, ai fetiță? Ia vezi ce ai. Sub pernă. Ah, sub pernă. Ia să vedem. Stai că e greu cu ridicatul. Opa. Ce avem? O lingură. Și aici, mami? E tot o lingură. Ah, nu, e o furculiță. Mă gândeam că mi-ați făcut prank și a spus două linguri și oriunde mă așezam era lingură. Deci fetiță. Am vrut să facem o predicție corectă. Fetiță. Așa că mergem și nu vă mai spunem ce facem mai departe. Dar veți vedea la final. Mami, nu te ridica. Dacă tot ești în pat, culcă-te pe mijloc. Pe mijlocul patului? Da. Între perne? Așa? Așa e bine? Cu burta în sus? E perfect! Mai bine de atât nici că se putea. Iar acum? Ridică-te. Hai, sus. Nu. Singură. Ce? Singură? Of. E bine așa? Perfect. Fetiță! Te-ai ridicat pe partea dreaptă, mă. Aha, deci asta era. De asta n-ați vrut să mă ajutați. Of, of. Credeam că v-ați făcut dintr-o dată răi. Asta a fost a treia predicție. Hai, mami, să vedem pe a patra. Bine. Te ajut. Hai, unde mergem de data asta? Mami, vino. Să-l văd și pe al tău, mami. Hai, mami, hai întâi pe canapea. Aha. Briana, vii să ne ajuți la următoarea predicție? Da. Bun. Ce ești tu aici, pisicuță? Bravo. Vrem să vedem dacă mami are picioarele reci sau calde. Tu ne spui, da? Ridică piciorușele. Așa. Cald sau rece? Așa. Cred că ar trebui să ne ajute Muruț aici. Sau eu. Sunt sau Teo. Deasupra sunt calde, dar de desubt sunt rece. Hai, Teo, să te vedem. Păi, aici e cald. Da. Și aici e așa. Și cald și rece. Unde e rece? Nici Teo nu știe.
Cald sau rece? E simplu. Rece. Hai, cald. E rece jos. Eu zic să fac diferența, dacă unul mai rece, unul mai cald. Eu testează-l cu al meu. Al mare e mai cald. Da, cu al meu. Deci, mami. Da, cu al meu. Rece. Mami, rece? Eu de obicei am rece. Briana, rece. Răspunsul la a patra predicție este... Băiețe. Deci dacă sunt picioarele reci, predicția spune că ar fi băiat. Băiat să fie. Băiat. Hai, știți voi ce urmează. Mara, la panou. E deja. Eu sunt iar rândul meu. Gata, vrei? Da, am pus deja. Scorul nu vi-l mai spunem, dar voi îl știți. A cincea predicție. Dacă burta e ridicată sau coborâtă. Ia să vedem. Burtica, unde burtica, poartă mămica sarcina. Aha. Jos, e jos, nu? Da. Toți copiii mei au stat jos și au fost fetițe. Dar ghiciți ce spune predicția. Predicția cred că ne spune că e băiețel, mami. Da. Predicția ne spune că sarcina jos este băiețel. Așa că... A cincea predicție, așa, rapidă, ne spune că e băiat. Acum rândul mare. Acum Teodora ne va spune a șasea predicție. Cu termometrul. Adică temperatura corporală. Dar nu trebuie termometrul pentru că nu am febră. Pur și simplu trebuie să vezi dacă sunt mai caldă ca de obicei și dacă mie mi este tot timpul cald. Deci n-are cum să-ți fie frig cu așa ceva pe tine. Nu port mereu și mereu mi-e cald. Vreau să deschid geamurile, se descentra la mai încet, nu mai pot de cald. Iar temperatura e, ia vezi, Teo. E o părită. Aha. Mama frige? Nu chiar, nu am febră. Mama, temperatura corporală e bună. Chiar un pic ridicată. Deci, ghiciți ce e? Păi să ne gândim. Fetiță. Dacă la tâlpi erau reci, aveam băiat, la cald e fată. Așa e, e fetiță. Fetiță. Totem. Voi țineți scorul. Urmează a șaptea predicție pe care ne va spune... Ma, Bri. Bri. Ce faci acolo, Bri? Continuă machiajul, așa-i? E vorba despre inimă. În a șaptea predicție zici tu de inimă? Aha! Briana vrea să ne spună că în a șaptea predicție este vorba despre bătăile inimii bebelușului. Sau ale mamei. Teo, tu știi de predicția asta cu bătăile inimii? Da, ale bebelușului. Aha! Păi ce facem? Mergem la ecograf? Să mă duc să mă schimb! Nu! Dar ce facem? Ne uităm la filmulețele de la ecografii. Dar pentru asta trebuie să căutăm ecografiile, mami. Voi mai știți unde sunt? În calculator. Aici. Și în vlogurile noastre. Aici. Se spune așa, că dacă bătăile inimii bebelușului sunt peste 140, deci pulsul este peste 140, atunci e fetiță. Iar sub, băiețel. Ce ce bătăile inimii acum? Ia să vă. Nu se iau. Nu rămân acolo? Asta înseamnă că trebuie să luăm toate ecografele făcute de-a lungul perioadei. Tati, dar eu știu deja. Mereu au fost peste 140. Știi ce se întâmplă? Toți bebelușii au peste 150 în majoritatea cazurilor. Deci nu e o predicție foarte sigură. Nu, pentru că întotdeauna are și fetiță, dar sunt peste 140? Sunt. Deci este fetiță? Fetiță. Predicția 7 cu fetiță. Mai avem încă 3 predicții. Oare cine conduce până acum? Scrieți-ne repede în comentarii. Eu după deja nu mai țin predicția 7. Cine conduce? Fetița sau băiețelul? Eu cred că fetița sau băiețelul. Predicția cu numărul 8 se referă la sânii mamei. Doar Briana ne poate spune dacă sunt mai mari
sau mai mici, pentru că i-am sugetat toată ziua. Și dacă sunt închiși la culoare? Briana, ne spui ce vezi tu la mami? Tu sugi toată ziua, cum ți se par țiții? Mai mari sau mai mici? Mai mari! Mai mari! Și sunt mai negri? Aha! Mama! Bri mi-a făcut. Inimioare. Băi, una și mai știi ce înseamnă asta? Că e băiețel. Nici eu nu știam. Așa e. Tem-tem. Predicția numărul 8 e băiat. Cine pune pe tabel? Nu eu. Pun eu de data asta. Briana, o inimioare. Ce corect face, bravo, Bri. Acum ai 4 inimioare. 1, 2, 3, 4. Urmează predicția cu numărul 9. Unde a mișcat mami bebe prima dată? Unde, mami, unde? Păi, în burtică, cum adică, unde să miște? Aici. Briana vrea să ne spună în partea stângă sau în partea dreaptă, pentru că trebuie să descoperim genul copilului. Aha, unde am simțit eu că am mișcat prima dată? Da. Cred că aici pe dreapta. Asta ce înseamnă? Dar acum mișcă peste tot. Clar. E mare, e așa. Dacă e în partea dreaptă, este fetiță. Aha. Predicția cu numărul 9 e numai bună pentru Mara și pentru noi, orice ar fi. Fetiță, ați ținut socoteala? Predicția cu numărul 10. Și ultima. Încheiem șirul dacă nu mai găsim altele. Voi, dacă mai știți alte predicții, scrieți-ne-le în comentarii. Și noi mai facem un episod. Din comentariile voastre, din predicțiile voastre. Alte 10 decât am făcut noi. Sau mai multe 10, dacă le facem mai repede. Mai știu eu 2. Mai vedem și comentariile, zic. Bine, mai e una cu usturoiul, dar n-aș vrea să o fac, pentru că și așa am acid. Mie îmi place să mănânc usturoi. Dar spuneți și voi, cum poate cineva să nu miroasă după ce mănâncă usturoi? Sau se referă la termen lung? N-am înțeles. Predicția este strălucirea mamei. Când nu are machiaj, deci get off the makeup. Fără machiaj? Nu, nu acum. Puteți să-mi spuneți voi. Mami este frumoasă tot timpul. Tati, e subiectiv. Mama are ciarcăni, coșuri. Unde le ai, mami? Unde le ai? Unde le ai? Ești toată cu fund de ten și se văd ciarcănele. Ai coșuri pe frunte, pete. Peste tot. Știi, mami, fetițele încearcă să urățească mamele, să fie ele mai strălucitoare, mai frumoase. Adică ce vrei să spui? Că e fetiță. Tu de asta ai tot insistat că sunt urâtă, ca să zici că bebe e fetiță. Deși tu ai fost într-un fel subiectivă. Corect, așa cred și eu, voi ce ziceți? Bri, mami e frumoasă sau urâtă? Like. Frumoasă. Cea mai frumoasă. Da, dar înainte să rămâi însărcinată, erai mai frumoasă, erai mai odihnită. Asta e drept. Cu odihna, zic. Ok, fetiță să fie. Mie chiar nu-mi pasă atât de tare dacă e fetiță sau băiețel. Adică mă bucur pentru orice ar fi. Hai să vedem ce zice tabelul. Sunt și eu curios. 1, 2, 3, 4 băieței și 6 fetițe. Wow! Iar Briana, artistă. Așa-i, Bri? Pe care s-o aleg? Pe asta? O aleg pe asta. Tati, dar ce faci? Ce să fac? Analizez comentariile abonaților noștri. Și am rămas datori. Și nu puteai să le analizezi direct de pe YouTube? Păi le-am analizat și le-am scos pe cele care ne ajută. Și ne ajută bine. Vrei să vezi? Ne ajută la ce? Oh, să
nu-mi zici că iar vrei să faci cu predicțiile alea de ale tale cu mama. Da, vezi tu? De data asta nu mai sunt predicțiile mele și nici ale voastre. Sunt ale abonaților. Mă simt dator să răspundem la comentarii. Știi câte comentarii se strâng la un videoclip de predicții? Da, tati, am văzut și eu. Chiar peste 500 sau chiar peste 1000. Așa este, multă muncă să aleg doar pe cele care ne ajută în aflarea genului copilului. Dar ai văzut și comentariile care au spus că s-au săturat de predicțiile tale. Și să spunem odată genul bebelușului. Păi cum să le spunem, Mara? Dacă mami îi cere doamnei doctor întotdeauna când merge la ecograf să ascundă genul copilului. Cum să aflăm altfel? Tati, eu știu că ea vrea o mare petrecere, dar măcar doamna doctor să-ți spună ție. Vorbește tu cu ea, să-ți zică în secret. Da, Mara, așa crezi tu? Nu cred că doamna doctor acceptă. Este vorba de confidențialitatea între pacient și doctor sau doctor și pacient. Cred că înțelegi ce vreau să spun. Cum e treaba aia de elev, profesor, profesor, elev? Da, da, mare confidențialitate și la voi. Mai ales acum de când sunt notele astea online. E perfect. Da, și profesorii tot fac ședințe cu părinții. Nu prea e confidențialitate acolo. Să știi, Mara, că nici la ședință nu se discută în public. E confidențialitatea profesor-părinte. Niciodată nu o să aibă profesorul confidențialitate cu elevul în fața părintelui. E clar. Hai, mai bine vino și mă ajută. Pierdem vremea. Nu o fă doar tu. Eu vreau să mă relaxez. Hai, te rog, Mara. Tare sunt curios ce o să ne iasă de data asta. Îți dai seama cât ajutor am primit? Ce să mai... Hai! Hai, te ajut. Hai, covoară. De mare ajutor îmi mai ești. Tot eu le pun. Hai, dăm de acolo. Nu. Exact. Și gata. Acum mergi și o aduc pe mami. Nu, tati, nu o aduc. Mai întâi, hai să testăm predicția asta. Ce zici aici? Predicție? Cât de mult face sport sau puțin fetiță sau mult băiat? N-am înțeles nimic. Dă-mi la mine. Predicție. Dacă mami face mult sport, e băiat. Dacă mami face puțin sport, e fetiță. Aha, am înțeles. Păi și noi de unde știm cât sport face mami? Toată ziua se vaită că nu mai poate. Tu ce crezi? Că face sport? Dar am o idee. Mai bine o punem acum la niște exerciții să vedem cum reacționează. Ce zici? Hai să vedem. Mami! Bună, mami! Ce faci? Bună, Mara! Ce să fac? Bebelușul ăsta se mișcă atât de tare. Vreau să citesc și îmi ridic așa cartea. Ne-a stâmpărat, bebeluș. Hai, mami, nu exagera. Ai doar 6 luni de sarcină. Așa de puternic e? Dacă ai vedea cum se mișcă tati, ia așteaptă un pic. A mișcat? Un pic, dar făcea mult mai mult. Wow! Wow, mami! Mami, dar noi nu de asta am venit la tine. Într-adevăr, nu vrem să te deranjăm. Relaxează-te. Dar în sarcină am înțeles eu că e bine să faci și sport. Hai să facem o tură de alergare, ce zici? Ești de acord? Poftim? Alergare? Nici n-am apucat să citesc primul capitol din carte. Nici gând. Sunt prea obosită. Mami, dă-mi te rog mânuță. Hai, dă-te jos un pic. Hai, te rog. Hai, hai, hai. Of, hai. Ce vreți de la mine? Hai, mami, fă niște genoflexiuni cu mine. Una, două, hai, ce aștepți? Hai, mami, hai. Hai, patru. Ce v-a apucat? Una. S-o credeți voi. Fix, hai, aici, hai. Fix în pat. Aici trebuie să stea o mămică. Hai.
Gâfâi acum. Cât de fort, cât m-a schinuit. Era un os aici. Gata, simte os. Deci e clar. La prima predicție, mami, ai fost supusă unei predicții. Pentru că vom face seria de predicții în care abonații ne-au spus cum să te testăm. Așa că mami nu face sport, sau face sport mai puțin. Deci să văd eu a cui e vina de data asta. B for you 2624X. What? Drăguț. Și l-are pe George la profil. Interesant. Deci e fetiță, prima predicție, da. Fetiță. Fetiță. Ce zici, intră în jocul nostru? Intru, că îmi place și mie să văd așa empiric ce este. Nu vreau să aflu cu adevărat, pentru că trebuie să îmi pregătească cineva o mare petrecere. Voi vreți petrecere? Vreți să facem petrecerea de gender reveal pentru aflarea genului copilului? Lăsați-ne în comentarii părerea voastră. Eu vreau, dar mami tot e cu organizarea. Păi da, trebuie să mă gândesc unde o fac, cu cine o fac, în ce fel o fac. E foarte complicat. Mă stresează la maxim și de asta mai bine nu aflu încă. Atunci să ne distrăm, să creăm atmosferă și să ne petrecem ziua în familie cu toții. Hai, vino cu noi. Vin, punem o fetiță, nu? Da, prima fetiță. Dar pentru asta trebuie să facem ceva. Mara, vino să mă ajuți. Hai, Mara! Trebuie să întoarcem absolut toate indiciile, astfel încât mami să nu vadă ce scrie. Hai, Mara. Prima, de fapt a doua. Păi ce fac, vin sau nu? Nu, rămâi acolo. Rămâi în picioare. Hai, repede, repede. Și revenim, în forță. Acum pot să vin, mami. Deci aici sunt. Au venit și fetele, ce drăguți. Dar eu pun de data asta bebelușii, pentru că voi prea i-a spus de multe ori și eu niciodată. Bun, prima predicție. Fetiță. Fetiță. A doua. Te o alege tu. Eu mă întorc. Că e mică. Hai, citește tu, Teuța. Dar nu cu voce tare. Predicția asta este de la Denisa Matias, 5196, acum 4 zile. Nu atât, nu citim mai mult. Mami, fugi! Trebuie să pune pe mami să bage ața în ac. Așa că, ață și ac. Adu-mi tu, măruța. Gata, am venit! Predicția o ascundem. Mami nu trebuie să știe ce se ascunde aici. Așa, hai, îi spui mami că vrei să coși ceva și să spun lui mama să că nu te descurci. Să coasă mie bluza, trebuie să rup, așa e. Mami! Gata cu predicțiile? Da, oarecum. Acum filmăm vlogul, da? Vreau să te rog să-mi iei acu și să-mi coși un pic bluza că mi s-a rupt. Roz, stai să văd care e mai potrivită. Da, e cred bine. Cred asta. Și un ac. E foarte asemănătoare. Uite, îmi plac că să schimb capătul. Și zici să o bag în ac? Chiar te rugăm. Îți trebuie mult? Și mai repede, mami. Nu prea, e doar o găurică mică aici. Am înțeles. Hai. Om de cea cu șoare mici. Uitați, aici este gaura. E o scabă. Aha, și să bag acum în ac? Da. Da. Aha. Ei. Nu reușești, așa-i? Nu. Hai, Mara, ajută-o tu, că eu vin cu predicția. Asta e a doua predicție. Aaa, m-a spăcălit. Da, ea privește predicția și cine ne-a spus predicția? Denisa Matias, 5196. Predicție, dacă bagi ața prin ac, e băiat. Dar dacă nu bagi ața prin ac? Din prima. Oh, n-am reușit nici din a treia. E fată. Nici nu am reușit. O să ai fete. Dar am ciudat că de obicei îmi iese. Și mie. Eu chiar pot să bag ața. Nu știu ce s-a întâmplat acum. Ce mai contează? Predicția cu numărul 2? Tot fetiță. Ei, să vedeți că de data asta... Prea groasă ața. Ia dă încoace că dacă mă străduiesc un pic, reușesc. Tu vrei băiat, mami? Eu vreau să fie sănătos. Dar n-a fost din prima. Nu vrea băiat? Așa!
Dar nu e din prima. Tam, tam. Așa că, hai, la panou. Fetița. Să știți că eu îmi doresc fetiță, pentru că mi-am dorit de 3 ori băiat și am fost dezamăgită. Nu dezamăgită, dar în sensul că, na, dacă tot aveam fete, voiam și băiat. Acum nu prea mă văd mamă de băiat, așa că... Orice ar fi, important e să fie sănătos. Așa e. Ops, să stai de așa, am scos. Dar n-ai decât fetițe aici? Numai fetițe? Așa pare. Serios? Sunt și băieți. Aha, bun, gata, predicția. Fetiță. A treia predicție, o citim de față cu mami. Serios? Da. Hai. Dar mai bine să o aleagă Bri. Bri! Fetele sunt la joacă aici. Hai, Bri, să alege predicție. Pe care o alegi? Hai! Ok. Mami? Nu mă voi. Cine? De la Simona, Daniela, Irofte. 4936. Mami, ar trebui să nu auzi. Fugi în pat. Știu o predicție în care este vorba de ce îi place mai mult, dulcele sau sănătos. Păi hai să-i aducem ceva dulce și un fruct. Unde tu cu Teo? O să-i luăm o gutuie. Teo, nu vii cu mine? Da, să scriu. Și ceva dulciuri. Și avem aici o gutuie. O spălăm. Iar acum să căutăm un dulce. Mai bine niște biscuiți cu crema ei preferată. Așa. Așa, da? Mami, am ceva pentru tine. Biscuiți cu cremă de lămâie sau o gutuie? Ce preferi? A, fructe, dulciuri. Mi-e poftă de gutui. Ne-ai făcut poftă și nouă. La predicția cu numărul. Era o predicție? Da. 3 sau 4? 3. Sănătos. Fructe. Fără dulciuri? Ceea ce înseamnă că e băiat. Băiat? Băiat. Hai. E foarte bună. E bună? E coaptă? Punem înapoi. Dar voi n-ați văzut ce scrie. Sănătos, hai să căutăm băiatul aici. Un băiețel. Între timp, Briana învață să cânte la pian. Chiar pe note. Sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re. Bravo, Bri! E gama! La predicția cu numărul 4 ne va ajuta din nou Teo. Care alegi? Pe asta să fie... Și... Cine ne-a zis predicția? Măgureanu Adrian 1609. Dacă mama e ascuțită la burtă, e băiat. Și dacă ea e rotundă, e... Fată. Tati, dar asta am mai făcut-o odată. Da, dar mai are. Dacă la bărbie are un fel de linie, e fată. Iar dacă e normală, e băiat. Asta cu bărbia nu știam. De asta am ales comentariul ăsta. Mulțumim! O punem la loc și să mergem la mami. Hai! Cum e, mami? E bună gutuia. Mulțumesc că mi-ați adus gustări. Următoarea predicție este în felul următor. Trebuie să-ți analizăm bărbia. Cu burtica am mai făcut data trecută, știți foarte bine. Trebuie să vedem dacă ai o, nu știu ce, linie pe bărbie sau dacă nu. Eu nu văd nimic. Barba mea e normală. Așa că e fetiță. Cum fiecare dată. Serios? Da, și așa, dacă ai o linie aici, băiat, dacă nu, vediță. A, așa? Da, exact. Așa? Nu știu ce înseamnă. Predicții ale abonaților. Asta n-am mai auzit până acum. Deci e fetiță, la numărul 4. Hai, hai. Foarte bună gutuia. Deci să-mi pun fetița, ia să citești eu predicția. Dacă la bărbie are un fel de linie, e fată. Unde ați văzut voi linia? Dacă e normală, e băiat. Tati, ai încurcat predicțiile. E băiat. Așa e. N-am fost atent. Sorry. Scorul este 2-2. Bun. De data asta aleg eu. Și o iau pe cea mai aproape și cea mai mare. Bine, plec. Până acum. Eu cred că era bine să rămână, mami.
Andarusu 2004, apetitul mamei poate oferi un indiciu. Un studiu a urmărit dietele viitoarelor mămici și a constatat că femeile care erau însărcinate cu băieți consumau cu aproximativ 10% mai multe calorii decât cele care erau însărcinate cu fetițe. Cum aflăm, Mara? Cu cât mănâncă mai mult mami față de... Păi, dacă mami mănâncă mai mult fructe, asta înseamnă că nu sunt așa de multe calorii. Dar nu mai bine mergem să întrebăm cu mami. Următoarea predicție, citește-o. Și zine tu răspunsul. Deci nu aveți să-mi faceți niciun test? Nu, nu. Băieți, Cosmo... Aha, dacă eram însărcinată cu băiat, mânca mai mult, cu fata mai puțin. Să ca și că... comparație, ai trei fete. Ai mâncat mai mult la sarcina asta? La sarcina asta chiar nu. N-am mâncat mai mult. De ce ai mâncat la fel, să zicem? Normal, sau chiar mai puțin, nu știu de ce, dar nu am un apetit atât de grozav. Fetiță? Fetiță? Fetiță! Eu mereu sunt îmbrăcată cum trebuie, dar ăștia sunt albaștri. Fetiță, mă duc să-mi pun fetița pe panou. Aici e locul ei? Și fetițele sunt aici, mă. Poftim grămadă de fetițe. Uite, numărul 5. Numărul 6. E rândul tău, Mara. Asta. Asta să fie. Să vedem comentariul. De la cine e? De la cine e? Raluca Zânșou, mami, trebuie să vii! Păi nu vă e frică să nu văd înainte ce... Păi, din băgat nu poți influența rezultatul. De este la Raluca Zânșou. Sodiu. Mulțumim, Raluca! Știam de testul ăsta, dar mi-a fost jenă să-l fac în fața voastră. Da. Dar se pare că dacă voi ați scris în comentarii, atunci trebuie să-l facem. Deci acest test se spune că are o acuratețe de 80%. Wow. De simplu de făcut. Ei, nu chiar atât de simplu. Trebuie doar să amesteci două lingurițe de bicarbonat de sodiu cu pipi. Păi să înțeleg că ăsta e cu acuratețea cea mai mare de până acum? Dacă sfârie, vei avea băiat. Dacă nu se întâmplă nimic, e fată. Știți de ce se întâmplă asta? Dacă știi un pic de chimie, de medicină, de așa... Ia zi-ne, mami. Chiar și de bucătărie, îți dai seama de ce sfârie. Voi știți că atunci când pui bicarbonat de sodiu în prăjituri, trebuie să-l stingi cu oțet sau zeamă de lămâie, cu ceva acru, deci cu ceva acid. Deci dacă pH-ul urinei este acid, atunci sfârie și atunci vei avea băiat. Iar dacă pH-ul nu este acid, vei avea fată. Ghiciți ce? Eu am făcut analizele, astăzi am luat rezultatul. PH-ul nu este acid. Deci vă pot spune dinainte că e fată. Dar, pe dragul vostru, îl voi face. Să-l facem. Adun un pahar netransparentatic, că nu vreau să se vadă ce e în el. Și bicarbonat de sodiu. Acum am găsit un pahar de unică folosință. Din carton. Îl folosim și după aia aruncăm bicarbonat de sodiu și o linguriță. Dar nu amestecăm. Pune deasupra ce se întâmplă, se întâmplă. Mă, ce mai e? Succes. Nu, doar asta îmi dai, asta facem aici. Aoleu. Păi nu? Atunci ce mai costă testul? Oh my god! Nu o să se vadă ce e și promit că nu vă pun apă de la robinet, pentru că oricum nu o veți vedea ce e, doar reacția o veți vedea. Am emoții, testul ăsta e cel mai concludent dintre toate. Până vine mami, ia să vedem ce face Teuța. Ce-ți pregătești tu aici, la bucătărie? Ce frumos le aranjezi! Bravo, Teo! Bri, o ajuți pe Teo? Ia mai mult, mă încurcă, totul mi-a lucrat aici. Hai, da uite, așa, așa, ușor, ușor, o învățăm și pe Bri. Hărnicuță! Sunt gata, n-am mers prea bine, așa că punem numai o linguriță de bicarbonat. Și? Adevărul? Gata, e suficient. Mara, tu ce zici? Face sau nu face? Nu știu. Nu cred. A făcut spumă! Deci chiar a făcut spumă! Tam-tam. Deci eu nu cred așa ceva. Și asta ce înseamnă? Că am băiat. Nu cred. Da. 80% procentul de acuratețe. Băiat? Spre surprinderea mea, cu toată biologia, chimia, medicina pe care o știu, se pare că... Rezultatele sunt altele. A fost acidă. Asta este. A ieșit băiat. Băiat. Cât avem? 3 la 3? Următorul test. Cine vrea să aleagă? Da. Hai, repede, 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 repede.
Avem ajutoare! Au mai rămas 1, 2, 3, 4, 5. Andarusu 2004. Din motive necunoscute, unele cercetări sugerează că femeile care dau naștere fetelor au în mod constant rezultate slabe la testele de memorie, în special în domeniul abilităților de ascultare, calcul și vizualizare, în comparație cu mamele care poartă băieți. Hai, mami! Ce trebuie să fac? Trebuie să particip la un joc de... Vei vedea tu! Testare! Haideți, fetelor! Ce trebuie să faci, mami, oare? Ți-am pregătit aici un joc. Haide, repede! Ce zici, Marea? Folosim? Folosim. Alegem un desen. Hai, Măruța. Asta. Mami, numărul 25. Okay. Trebuie să reții și pe urmă să te apuci de treabă. Noi numărăm 10 secunde. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Gata! Acum să pornim. Să înceapă jocul. Dă-mi dacă pune bine. Ia să vedem. 25. Fără să te ajuți de nimic, să vedem cât a reținut mami. Wow! Mami! Mami! Căsule, păi de ce mi-a căpută? Uita! Nu cred. 25-ul. Nu cred. Cred că ar trebui să-i dăm timp, mami. Nu. Bravo! Face bine mare, mami? Nu știu. Nici eu nu știu. Mara, ce zici? Face bine, mami? Da. Așa, așa. Nu cred. Deodată a făcut bine. Serios? Da, foarte serios. Și, 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 mai două piese. În trei. Ei, hai, gata. Doi. Cu 3, 2, 1. Nu. Hai, mami, hai. Ceva greșit. Ceva greșit, dar descurcă-l. Unde vezi greșeala? Sunt două culori care le-ai greșit. Hai, mami, test de memorie. Așa, așa. Am înțeles. Ceva. E mai bine să nu spune nimic pentru că... L-am văzut foarte puțin. Mami se prinde și nu vreau să... Ai greșit ceva foarte mult. Deci așa e desenul? Și mami are așa. Oh, da, ai greșit. Mami, te dai bătută? Nu. De ce ai pus roșu greșit, roșu greșit? Și, lasă-mă că le pun. N-o să reușești, mami. Dar reușesc. Când? Pui. Mâine, așa a zis bine. Da, nu. Da. De asta nu ți-e să... S-o ajutăm? Nu. Eu ajutăm pe mami? Nu. Nu? Yeah! Bravo, Teo, ai ajutat-o. Deci, mami, băiețel sau fetiță? E băiețel. Am ținut minte, dar n-am avut timp să mă uit prea mult și a fost și de inteligență că trebuie să le pui într-un anumit mod. Nu trebuia să știu doar portocaliu, verde, albastru, roz, roșu. Trebuie să știi și formele și n-am avut timp să mă uit. Să le pune așa. Așa e. Haideți la panou, fetelor. Haideți. Hai, pune tu băiețelul, uite băiețelul pe jos. Următoarea predicție. Pe care o alegi? 1, 2, 3, 4. Și zice așa: Loredana Crișan 1153. Am eu o predicție, dacă scade des părul e băiețel. Mami, hai să te întrebăm ceva. Asta e o predicție rapidă, să zic așa. Ia zi. Îți scade des părul? Nu, chiar în ultima vreme nu mi-a mai căzut deloc. Ia uite-te pe jos. Vezi tu un fir? Nu. Înainte se adunau la fire de păr. Are dreptate, Mara? E normal un fir. Deci, dacă nu scade des, e... Fetiță! Aha! Deci dacă îmi cădea părul, era băiețel. Dacă nu, e fetiță. Ok, punem fetița! Fetele desenează. Nu amestecați culorile pentru că stricați cariocile. Următoarea predicție o alege mami. Mami nu a ales niciodată predicțiile. Mai sunt 3. 1, 2, 3. Alege. Hai să vedem aceasta. Hai. De la cine e? Andarusu 2004. Se spune că dacă ești sărcinată cu o fetiță, pielea ta va deveni mai grasă. În schimb, o sarcină cu un băiat îți va face pielea mai ternă, adică mai uscată, da?
mai puțin lucioasă. Oricum ar fi, schimbări vor exista și sunt normale în această perioadă a vieții. Pielea mea, cel puțin de pe față, e destul de grasă. Deci? Deci e... fetiță! Încă o fetiță! Încă o fetiță, punem aici fetița. Și-au mai rămas două predicții. Eu una, mare una. Hai Teo! Și Bri? Hai Bri! Gabriela Lupu 9212. Predicția este următoarea. Trebuie să puneți un vas de apă caldă și altul de apă rece. Acela cald este fetiță, iar celălalt este băiețel. Asta nu știam. N-am făcut-o niciodată predicția asta. Hai! Vasele și stau ascunsă, să nu știu ce puneți în ele. Stau aici la jocul meu. Hai! Să mă joc pe bune acum. Cu tatea în față, cum se joacă. Uite-o și pe Mara! Asta. Hai, Măruță, mă ajuți? Hai! Hai, te iau tu atunci. Ce vrei să ne arăți? Avem cartea asta, da? Așa. Mugem, pensula asta, cu ce vreți? E specială pentru apă? Da. Nu cred! De la Igu! Ce de mișto! Da. Nu știam de ăsta! Cât de tare e! Wow! Apă caldă! Apoi apă rece. Avem un bol aici cu apă, imediat vedem cu ce tip de apă. Și aici. Al doilea bol. Mami, alege. Acesta. Da, de ce? De ce nu? A ales. Păi, am avut de ales din două, unul trebuia să-l aleg. Să nu spui degetele în apă rece, nu? Aha. Nu trebuie să-mi bag eu degetele nicăieri. E apa caldă. Să ghicezi. Nu, ia, închide ochii încă o dată. Tu crezi că eu trebuie să zic cu ochii închiși care e cald și care e rece? Nu, închide ochii. Amuzantă e. Gata, gata. Hai, închide, mami. Și acum? Start. Acesta. La fel. Nu, mai gata. Hai. Unu și. Acum, mami. Acesta. Închide-i. Cât arge-te? Mami, ne spui stânga sau dreapta? Hai, acum. Stânga sau dreapta? Închide ochii. Dreapta. E rece. Care-i dreapta-l tău? Ține-le rece dacă vrei tu, dar predicția ce spune? Predicția spune că dacă e caldă... E fetiță. Hei, deci am ales apa caldă. Dacă le mai lăsam în cameră, dădeau apa pe pat. Și ultima predicție... O citesc eu. Daria Maria 4401. Dacă bebe se mișcă foarte mult și apasă pe burtă, înseamnă că e fetiță. Și dacă nu se mișcă așa de tare, înseamnă că e băiat. Dar... Deja știm. Deja știm. Te bate foarte tare. Deci, răspunsul la ultima predicție vi-l dau eu. E fetiță sau nu e? Păi și ce, nu vreți să vedeți? Păi am văzut, mai devreme. Și voi ați văzut. Mai vedem o dată. Mara, încheiem aici predicțiile. Dar vreau să arăt cum poți face. Tati, nu, înainte de a vedea scorul. Și pe Bilu, hai să vedeți dacă se mișcă sau nu. Se mișcă? Eu nu. Se mișcă. Dâng-dâng. Se mișcă, deci nu stă niciodată. Acum, haideți să vedem rezultatul. Fetiță. Ce zici, fetiță sau băiat Teo? Fetiță. Câte fetițe sunt eu pe panou? 6 și băieți... Chiar 7? 7 fete și 4 băieți. Tati a ales de data aceasta 11 item, deoarece până acum ne-au ieșit numai egal. Fie 5-5, fie la episoade la fel. Într-unul a ieșit 6-4 fetiță, 6-4 băiat. Și cu cele 5 și 5 ne ieșeau fix 15 fetițe, 15 băieței. De data asta, fiind număr impar, clar trebuia să se aleagă unul dintre sexe. Așa că... Ăsta e rezultatul. E clar, după predicțiile băbești, avem o... fetiță! Tam, tam! Iar noi vă mulțumim că ne-ați vizionat. Sper că v-am distrat, că până la urmă despre asta e vorba. Exact. Noi ne amuzăm, facem toate aceste teste. Știm sigur că acuratețea lor nu e nici pe departe. 100%, 80%, 90%, ci pe acolo, 50%, știi? Dar ne-am distrat și noi, v-ați distrat și voi. Iar până data viitoare mai aveți alte vloguri, sketch-uri, challenge-uri pe care puteți
Intra. Lăsați. Iar până data viitoare, vă urmărit până la final, vă spunem la revedere și v-am pupat. Pa. 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 Pizza, băiete. Ne știi cum facem așa? Deci, prindeți asta așa și avem voi doar 2 secunde pe jos. Deci, parkourul începe de aici. Da, da. Jucați parkour voi. Hai. Apoi doar 2 secunde pe jos. 1, 2. Nu, 3 secunde, bun.